Teodor Popescu, directorul SGA Gorj, spune că în ultima perioadă, la nivelul județului, au avut loc mai multe fenomene meteorologice periculoase, în urma cărora au fost inundate mai multe gospodării ale oamenilor. Este o acțiune binevenită, urmarea faptului că la solicitarea domnului prefect Alin Vasile Văcaru, dumnealui a considerat că în perioada dinainte, în urma inundațiilor care au avut loc, va trebui să ne însușim mai bine tot ce înseamnă programul ăsta de intervenție în condiții deosebite, cu ape mari și așa mai departe. Pe data de 19, pe insuliță va avea loc în sala de pe insuliță o ședință cu toți primarii și, bineînțeles, acolo se va prezenta materialul din punct de vedere teoretic față de codurile care există cu privire la situațiile acestea și periculoase în urma cantităților mari de precipitații. Deci teoria se va ține la sală și după care vom ieși afară să le arătăm cum se pot să pună în practică niște saci cu nisip, niște gărdulețe, niște apărări de mal. Teodor Popescu spune că sunt mulți primari care nu se implică pentru decolmatarea șanțurilor și nici în schimbarea anumitor conducte de canalizare care sunt subdimensionate și nu fac față precipitațiilor abundente. Acest exercițiu va avea loc pe data de 19, pe la ora 10. Se vor prezenta pliante, ISU Gorj, personalul din cadrul ISU Gorj, vor prezenta și dumnealor partea lor de activități, după care partea noastră a sistemului de gospodărie a apelor și împreună presupunem că vom face un lucru bun. Acum în județul Gorj vreau să vă spun că au avut loc inundații mai puțin din cursul de apă sau aș putea spune deloc. Mai mult au fost inundate gospodăriile din șanțurile necurățite. În urma unor discuții purtate cu cei de la prefectură, se pare că unii primari de foarte multe ori nu răspund la telefon sau nu sunt în zonă sau ori în situația asta toată lumea trebuie să înțeleagă că în momentul în care primesc o avertizare, ei sunt obligați să-și rezolvă de îndată problema.